Leul moldovenesc crește atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Așadar, pentru 23 septembrie, adică luni, Banca Națională a stabilit un curs de 19 lei și 52 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decât astăzi. Un dolar american va costa luni 17 lei și 63 de bani, căzând cu 5 bani față de prețul stabilit pentru astăzi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1770 de lei și vindeau cu 1775 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1960 de lei și erau vânduți cu 1965.